Deci, drăgălașa mea Diana, cu gropiță în bărbiță, s-a trezit la ora 10 și acum ne... Nu, și acum ne sărutăm. Sau trebuie să fac rimă? Drăgălașa mea Diana, cu gropiță în bărbiță, s-a trezit la ora 10. Și acum ne sărutăm. Doar că... Bă! Uitați-vă la el! Hai că te ajut eu! Ia zice... Bă, n-am înțeles ce trebuie Bun, să faci. Bun, trebuie să citești textul de aici. N-am citit. Și să faci o rimă cu ce... cu pe punctele astea libere, vezi? Tati scrie... Drăgălașa mea Diana cu gropițe în bărbiță s-a trezit la ora 10 și acum ne... Și completezi tu ceva care să rimeze. Cu 10. Cu ce vei cu... să rimezi tot textul, cumva. Hai, și spune acolo la cameră ce vrei să spui și după aia vii și scrii cum să-l trimite. Zici că pentru avion, bă! Lasă-l mă în pace. Da, dar nu găsesc ceva care păi să facă o rimă. Păi stai acolo și gândește-te. Stai acolo că avem timp până seara la 12. Mai. O să-ți dau un sfat. Dacă nu găsești rima, nu-mi vine. Spune tu niște cuvinte care crezi tu că s-ar putea. Da, dar am zis deja un cuvânt care l-a s-ar putea, dar că... O să tu citești toată aia cu cuvântul tău. Ca să înțeleagă camera despre ce vorbești. Păi mă duc acolo sau rămân pe acolo, în picioare. Păi eu am zis deja. În Italia nu se fac rime. Da, dar nu-mi vine. Drăgălașa mea Diana, cu gropiță în bărbiță, s-a trezit la ora 10 și acum ne sărutăm. Sper să fie ok. Alin Vesti Geamgiu mi-a făcut cadou o priză și se dă mare, mică surpriză. Wow! Că nu s-a atât de... Da, dar n-am vrut. Da, m-am gândit mult să nu fie așa... Pe trebuia să pui... Aia care ți-a venit prima. De ce? Dacă poezia o fac eu și rimează oricum. Rimează și... Primea și pedeapsa. Și... Da, la mine chiar este să se pune pedeapsa? Păi cred că da. La mine, asta mi-am vrut să fiu sinceră, nu? Dar cum? În weekend, cică este soare, așa că mă duc la mare, o să mă plimb cu o găletuță, să știe Florin că-s jucăuș. Crem. Vino, Cristiane, la portiță cu un buchet de lămăiță, dacă... Apare vreun strigoi, bagă-l iute în... Stai să mă gândesc. Cristian în apărtiță cu un buchet de lămăiță, dacă apare vreun strigoi. Bagă-l iute în... Cristian în apărtiță cu un buchet de lămăiță, dacă apare vreun strigoi. Bagă-l iute înapoi, nu știu. Bagă-l iute în... Deci nu-mi vine nici o idee, nici o rimă. Pot să scriu înapoi, bagă-l uite înapoi sau în ce n-am idei ce. Vino Cristiane la portiță cu un buchet de lămâiță, dacă apare vreun strigoi, bagă-l uite în... N-am idee deloc, nimic. Vino Cristiane la portiță cu un buchet de lămâiță... Nu știu, n-am idee. Pot să merg. Nu știu, n-am idee. Nu vin nicio idee. Chiar nu știu. Nu pierd timpul. Pot să mă duc? Nu știu. Nu îmi vine nici o rimă. Scuzați. Pot să mă duc? Nu pierd timpul? Vă rog. Nu? Până nu scriu, nu plec. Înapoi scriu. Mă căliute înapoi și gata. Vino Cristiane la portiță cu un buchet de lămăiță. Dacă apare vreun strigoi, bagă-liute înapoi. Gata, nu știu ce să scriu. Bă, să nu uiți cuvântul, scrie pe foaie. Și acum, ne? Păi ce, auzi?
Paticațitor, cum zice auzi, în italian. Auzi, Cristian, lasă-l în pace, mai pune presiune pe el. Da, zic, săracu, are 2 ani, are 40 de ani. Bă, nu e de asta, ți-am zis că eu nu am înțeles exact ce trebuia. Dacă ce trebuia neapărat, dacă trebuia neapărat o parolă care să fie, să meargă în rimă. Un cot, era cot de bare. Bă, dar ce glumețe ești, băi! Parolă! Hai, mă, lasă să scrie acolo. O parolă. Scrie parola de la telefon. Zi-mă, uite-te și tu, mă, poate dai o idee ceva. Uite, fii atent, hai să te ajut. Decât să te critic, mai bine te ajut. Nu scrie, lasă să spune ideea. Dragă, lasă mea, deja cu gropiță în bărbiță, s-a trezit la ora 10 și acum ne e, și acum ne e fomiță. Vezi? Nu, măi. S-a trezit la ora 10. Fac așa cum am zis. Și ce scrii? Acum ne sărutăm. Nu? Unde-i rima? Foarte interesant și foarte drăguț. Așa. Deci avem în felul următor. Am cumpărat o ciocolată tocmai de la satul mare. Vreau să-i o dau Nicoletei, dar Bianca... Cumpărat o ciocolată, tocmai de la satul mare. Vreau să-i dau Nicoletei, dar Bianca... Da. Am cumpărat o ciocolată, tocmai de la satul mare. Vreau să-i dau Nicoletei, dar Bianca nu e în ecuație. Simplu. Nu se potrivește. Dar o să scriu pe foaie poate altceva, nu știu. Nu putez să mă mai gândesc, că asta mi se pare puțin. Nu știu, mi se pare puțin ciudată. Dar o să scriu pe foaie și revin dacă trebuie. Beau un suc cu paie. La risa mea cu părbălai, ce petreci în centru vechi. Vreau să spun că nu e bai, eu sunt aici și te aștept. Ce o fac pe manele? Azi am pregătit vrute și nevrute, pui la rotisor cu cruste, pentru Sorin un castron de papanaș și crema de... Crema de car, că nu știu ce se potrivește aici. Nu știu!
că nu se potrivește nicio cremă. N-am, că nu se potrivește. Eu mă gândesc la vanilie, la ciocolată, la dulceață. Dar nu rimează. N-am. O să zic pas, n-am. N-am ce cremă să zic. N-am. Crema de... Stați! Stați! Crema de... Gust de fructe. Azi am pregătit vrute și nevrute, pui la rotisor cu cruste pentru Sorin un castron de papana și crema de gust de fructe.